cineva care și-a dorit să participe, noi ne-am oprit aici, suntem suficienți. Bun, primul lucru pe care o să vă rog să-l faceți, e foarte ușor. V-ați uitat la Bravo Ai Stil? Fiecare element vestimentar, inclusiv bijuteriile pe care le purtați. Astfel încât să înțelegem de ce ați ales să vă îmbrăcați așa cum v-ați îmbrăcat astăzi. Juriului va da punctajul propriu, iar la sfârșit vom cumula punctele. Unde vedeți un P pe acel material este al dumneavoastră. O să vă rog să spuneți și câteva cuvinte despre voi. Adică numele, vârsta, da? Dacă eventual sunteți mămii sau nu. Ținuta din această seară, mi-am ales-o dintr-un catalog Eva. Consider că mă reprezintă atât ca culori și ca persoană. Sunt și rea, sunt și bună. Și botinele, cred că sunt, sau chepe, cum vreți să spuneți, le-am luat de la chinești. Dar, în primul rând, tuturor doamnelor, domnișoarelor, mă numesc Mitu Elena, am 37 de ani peste puțin timp. Mai tot filmată zi, așa, de la un magazin, nu mai știu. În cadrul celălalt. Să uităm și de bijuterii, da? Și puteți eventual să ne spuneți de ce ați ales varianta asta. Trei copii și doi de pățiri. Mulțumim tare mult! Vă descurcați foarte bine, doar că vreau să ne spuneți un pic mai repede despre dumneavoastră. Am ales să mă apuc din prața ta mai sport, că eu sunt puțin mai energică. Am 34 de ani, doi băieți. Vă respect extraordinar de mult curajul de a veni aici în fața tuturor, de a participa la un concurs, de a vorbi în fața celor care sunt prezenți în scenă. Nu e puțin lucru și nu e ușor. Acum, vă rog să votați, să notați acolo notele dumneavoastră. Cum e? Cum te simți? Mă simt foarte bine, e foarte frumos. Chiar e multă distracție și vreau să-i mulțumesc domnului primar că făcut acest eveniment și că ne-a urat un la mulți ani frumos. Am văzut că n-ai avut emoții deloc. Ba, am avut. Nu s-a simțit. Păi, le-am ascuns. Crezi că o să câștigi? Nu cred. Nu cred. Poate câștigi. Sperăm! Cum e petrecerea? Super, ca fiecare an. Ați mai fost? Da, e al treilea an. Cine organizează? Cine organizează? Domn primar. E primul an în care vii? Da. Particip la Miss? Poftim? Particip la concursul de Miss? Da. Te-ai înscris? Da, m-am înscris. Sper că o câștigi? Nu cred că o să câștig. De ce? Nu cred. La dans nu mergi? Nu. De ce? Vreau să dansez. Atmosfera este destul de frumoasă, doamnele, domnișoarele se simt bine. Noi încercăm să venim cu partea din spate, cu logistica, să ele să se distreze ziua lor. Noi încercăm doar să fim cu organizarea. Dar ne distrăm și noi pe lângă ele un pic. Am văzut că ați dansat. Nu pot să scap nedansat, n-am cum, vă dați seama. Sunt un singur bărbat între atâtea femei, n-ai cum să scap. Dar îmi face plăcere, suntem la a patra ediție și vreau să spun că organizez cu drag an de an acest eveniment, în cinstea femeii, bineînțeles, și o luăm exact ca pe un lucru firesc, făcut cu drag, făcut din suflet
Și nu este ca o muncă, e ceva foarte, foarte plăcut. Cam câte doamne sunt aici? Puțin peste 120. Media de vârstă este destul de mică, ca să zic așa, avem persoane foarte tinere, avem și persoane mai în vârstă. Drept dovadă, în comuna noastră, doamnele de diferite vârste se simt bine. La orice vârstă ne putem simți bine, important să avem spiritul și sufletul tânăr. 10, 9, 8, gata, s-a terminat. Aplauze și pentru concurenta numărul 4. Numărul să-l scrie, da? 4. De la acum, cred că cel mai bine a reprezentat. Să scrie numărul, da? 3. Scrie numărul 3 acolo. Pe mână. La 30 de secunde. Ia să vedem, mai bine ziceam să te ghiți o floare. Cred că e așa mai ușor. Să văd cum o salată de flori. De data asta nu mai văd eu. Trebuie să-mi spuneți dumneavoastră cum se descurcă. Se descurcă bine? Atenție! E bine!